Bună dimineața, facem înregistrarea dimineața. Îți spun astăzi bună dimineața, nu mai stau așa, știi, în dubii, când bună dimineața, când bună seara, când bine ai revenit. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit. Și pot să divulg faptul că sămânța ideii acestui super proiect al celor 7 episoade, ultimele 7 zile din an, cele 7 cadouri, ți-a aparținut? Cu mare drag, mă bucur că am putut să fiu de folos, am o idee care să ajute proiectul, să ajute pe ceilalți. Și îți mulțumesc și în numele celor care au trimis întrebări, pentru că au venit foarte multe întrebări. Din nou reamintesc faptul că nu vom putea răspunde la toate, nu doar din lipsa de timp, ci pentru că unele chiar nu au putut fi abordate. Nu din lipsa datelor incomplete pentru a face hărți, ci pentru că lucrurile traversau o anumită graniță, să spunem așa. Da. Adică, da, noi am selectat acele întrebări care să fie, să zicem, și interesante ca și studiu astrologic, pentru că asta e și de fapt și scopul, de a exemplifica și din perspectiva asta astrologică mai tehnică, de a ajuta și pe cei care învață astrologie să înțeleagă ceva. Deci nu eu, la modul în care cel puțin răspund eu, este mai tehnic pentru a exemplifica anumite lucruri. Deci și ca urmare, nu putem să luăm multe întrebări, că aici vreau să mai completez, sunt legate de aspecte generale, legate de 2022, conjuncția Jupiter-Neptun, nodul sud. Și astea, oricum, sunt lucruri care o să scriu și eu, o să scrie și colegii mei. Da. Am zis că nu e momentul acum să abordăm chestii foarte generale, ci să facem niște exemple mult mai practice, mult mai concrete. Da, e curioasă lumea de 2022, e normal, după ce au trecut, prin ce au trecut în ultimii 2 ani, nici nu-i poți acuza. Da. Și noi suntem curioși. Eu zic să pornim cu setul de întrebări la care te-ai decis. Eu am selectat 5 întrebări și să luăm pe rând. Și ai să ai onoarea făcutului de șier, astăzi ești șeful de la butoane. Așa, a apărut. Eu cum ating de partea tehnică, cum îmi cade tot. Nu știu ce am, ce mi se întâmplă, dar da. Mi-a zis la un moment dat, soțul, fac iarăși o paranteză, zice, tu ar trebui să faci un serial de comedie despre felul în care gestionezi tu partea de IT și cum îți instalezi tu cabluri, și probabil că mă repet deja, dar să știi că ar avea succes. Sunt persoane care cam ard calculatoare, cam strică electronicile în jur, cei cu marcaj de vărsător foarte puternic, cam au tendința asta de a face scurt circuit, dar nu știu, mi s-a întâmplat de prea multe ori ca să nu încep să suspectez că ceva nu e în regulă. Avem prima întrebare și îți mulțumesc pentru... Uite ce frumos ai pus tu pe povestea. Suntem la 12 cele 12 și astrotoc, nu? Aici suntem. Da, mulțumesc. Bună dimineața! O întrebare de la Monica Pandrea. În legătură cu cadoul pe care intenționați să-l oferiți, invitând astrologi de marcă să răspundă la întrebări adresate de public, aș dori să știu ce semnificație are recepția mutuală, Soare în Vărsător, casa 1 și Uranus în Leu, și semnificația conjuncției Saturn-Jupiter în casa 12. Mulțumesc! Răspunsurile le aștept, evident, de la domnul Dan Ciubotaru, care cred că are un aspect de recepție mutuală în harta natală. Așa e, am un aspect de recepție mutuală, doar că aici discutăm de o planetă transpersonală care practic e un fel de co-guvernator, Uranus a vărsătorul, deci nu este guvernatorul clasic și în acest caz nu putem discuta de o recepție mutuală. Da? Deci recepția mutuală este un concept care se aplică la planetele tradiționale și ca urmare e bine să rămânem în această zonă, pentru că planetele transpersonale joacă un alt rol și nu le-aș lua ca și guvernator tradițional personal. Prin urmare, n-aș spune că între Soare în Vărsător și Uranus în Leu este o recepție mutuală, clasică, și probabil e acolo o conexiune, dar este foarte subtilă și cu impact foarte redus la nivel personal. Am să te întrerup doar o secundă, să te rog să scoți cadrul, pentru că vrem să te vedem pe tine. Așa, și pentru că și eu am acces la întrebări, le punem doar când le citesc ca la grădiniță. Mulțumesc! Da. Așa. Da, deci în cazul ăsta nu putem spune că avem o recepție mutuală și nu trebuie luat în considerare, doar planete personale. A doua întrebare era conjuncția Jupiter-Saturn în casa a 12-a. Bănuiesc că e vorba de harta natală și asta înseamnă că avem
de a face cu o persoană născută timpul acestei conjuncții Jupiter-Saturn, care a fost odată la 20 de ani, deci 2020, 1980, 1960, cam așa. Da. Ei, persoanele născute fix atunci în acea conjuncție se confruntă cu o oarecare dificultate de a crește în viața lor. Pentru că acea conjuncție Jupiter-Saturn, practic, e un nou început, un nou moment și percepția este, percepția interioară este ceva de genul, ok, ce fac? Mă duc pe Jupiter, cresc? Sau mă duc pe Saturn, reduc? Da? Merg pe cantitate sau pe calitate? Și tot timpul există această, să zicem, dilemă. Practic, acolo fiind e o energie, să zicem, incipientă care de-abia se naște și e nevoie de ani de zile. De-abia după 30-40 de ani înveți cum poți să folosești eficient această conjuncție. Fiind în casa a 12-a, aș spune că are, să zicem, și plusuri și minusuri. Partea de plus este că în timp te ajută să lucrezi cu tine la un mod mult mai, să zicem, profund, mult mai puternic. Acea conjuncție Jupiter-Saturn pe termen lung îți permite să-ți dezvolți o practică, hai să o numim spirituală, o practică foarte bună cu tine. Te ajută să înveți să faci partea asta de abandon conștient atunci când trebuie să ieși din situații care nu-ți sunt ok. Plus că Jupiter și Saturn, luate și separat în casa 12, dar și împreună, oferă anumite protecții. Oferă anumite protecții, dar că protecția asta nu este ceva de genul câștigi la loto. Este protecția aia de... treci printr-un eveniment în care se puteau întâmpla lucrurile foarte rău și surprinzător lucrurile nu este chiar atât de rele, știi? Că ai un accident, mașina e varză și tu ești nevătămaș, da. Te întreb cum de a fost posibil chestia aia. Asta e nivelul de protecție. Deci Jupiter-Saturn în 12 poate să conferă partea asta de protecție și te scoate din foarte multe situații. Practic ce te scoate? Este un subconștient foarte puternic care în situații de limită, criză, cumva acționează, prea controlul și te ghidează, te împinge și tu nu înțelegi de ce vrei să intri, să mergi la dreapta și te-ai trezit mergând la stânga. Asta e valabil scurt. Doar când e Jupiter cu Saturn împreună între 12-a sau și Nu, și separat dacă funcționează. Mai puternic Jupiter partea asta de protecție. Saturn, da, protejează în situațiile limită și limită. De obicei persoane cu Saturn în 12 au rezistență și o tărie de caracter și fac față la multe situații dificile, da? Totodată și vin situații dificile pe chestia asta, dar destul, cea mai dificilă combinație cu Jupiter Saturn împreună separat în 12, mai ales Saturn, este a nu ști când să renunți. Și mai ales cu Saturn, tendința asta de a insista, de a insista pe chestii și nu știi să faci abandonul conștient, nu știi să te scoți dintr-o situații, într-o relație, în ceva care nu ți este ok și insiști și insiști până ajungi la un punct în care într-adevăr nu mai poți și atunci de-abia te eliberezi. Și să nu uităm că locul în care Saturn este un loc în care noi în viața asta trebuie să învățăm. Este un loc în care nu avem experiențe. Și cineva cu Saturn în 12 practic nu știe să facă abandonul conștient, nu știe să iasă din situațiile care nu sunt ok și pur și simplu nu știe să le evalueze. Și atunci are nevoie de experiență în viața asta, de maturitate, pentru a ști când să iasă dintr-o chestie care nu e ok. Ce le-ai recomanda? Cum să acceseze acest tip de soluție care e clar că nu e ușor? Să practice abandonul conștient pe lucruri mărunte. De exemplu, să te oprești când în loc să mănânci toată ciocolata, te oprești la jumătate. Da? În momentul când faci ceva și îți dai seama că deja ai mai mult, ai stat prea mult la calculator, prea mult, învață să faci abandonul conștient, să renunți, să te scoți de acolo, da? La lucruri accesibile care țin doar de tine. Pentru că în felul ăsta capeți putere, capeți experiență și poți pe urmă să ieși din situații în care ești prins în relații cu ceilalți, situații mult mai complexe. Deci e o chestie de antrenament aici la Saturn în 12 și trebuie să înveți partea asta de a te detașa de anumite lucruri din viața ta, de a face, ok, fac chestia asta, pot să o fac, dar hai să văd că pot să și ies din ea, pot să și opresc. Da. Trec la următoarea. La următoarea întrebare. Trec la următoarea, care, uite, o pot vedea și abonații, iarăși, ți-am zis, fac, nu știu, mă irită cuvântul abonați, îmi place mult mai mult subscriberii. Uh-huh.
Pe Dan Ciubotaru aș vrea să-l întreb cum interpretează un Jupiter retrograd în Leu, în casa 8, și întrebarea vine de la Nicoleta Nicol. Îți mulțumim, Nicoleta. Okay. Sunt unii dintre cei care au trimis întrebări care au mai multe întrebări direcționate vouă. Așa, te las să răspunzi. Hai să vedem. Deci Jupiter retrograd în Leu, în casa a 8-a. Da? Ei, aici sunt multe aspecte care trebuie să le luăm. În primul rând, Jupiter în Leu și în casa 8-a spune că îți conferă o serie de abilități în a crea o chestie de o relații intime în care celălalt se simtă foarte bine. Da? Ai capacitatea asta de a fi o persoană foarte generoasă, dar nu atunci când ți se cere. Da? De a oferi, de a-l face pe celălalt să simtă validat, să se simtă ca și cum îi oferi toată atenția, să se simtă special. Da? Jupiter în Leu, în casa 8-a, e chiar un talent extraordinar, o abilitate a persoanei de a face acest lucru. Ei, marea problemă este că trebuie învățat să faci conștient și făcut cum trebuie acest lucru. Adică ai nevoie de metodologie, de o practică, pentru că altfel ce faci? Te deschizi către situații, către persoane care nu sunt ok, care pot profita de această generozitate a ta și ajungi să pierzi. Da. Da? Ajungi să pierzi. Adică Jupiter în 8 îți oferă acces la resursele altora cumva, da? Dar tot prin deschiderea ta și încrederea ta, adică ai puterea de a convinge pe ceilalți să se deschidă și ei. Da? Dar dacă nu ești atentă la cine, în fața cui te deschizi și în ce situație, poți pierde. Pentru că Jupiter în Leu, în casa 8-a, poți pierde brusc energie. Și automat și apar pierderi și pe resurse materiale brusc dintr-o dată. Da? Pentru că sunt situații în care pur și simplu practic casa 8-a este o zonă de interacțiune la nivel subtil energetic cu lumea exterior. Da? Prin care noi ne conectăm subtil. Da? De asta și casa sexualității. Sexualitatea este conectare subtilă, profundă, da? Intimă. Casa 8 e o casa intimității, a relațiilor. Ai? Și Jupiter ce face? În loc să deschidă ușa ușor, ușor, treptat, o dă de perete. Zice, gata, deschizi porțile garajului, gata, sunt tot a ta, gata, ne deschidem chestie de încredere, de validare, da, am încredere în tine, vino, facem totul, e ok. Știi? Și în momentul respectiv se produce un dezechilibru foarte mare. Pentru că da, e un șuvoi de energie. Da, deci, practic, sistemele tale de protecție pică la un moment dat și poți pierde. Jupiter fiind retrograd acolo, indică faptul că ai nevoie de mai multe experiențe similare pentru a înțelege ceva. Și dă și o tendință de a repeta un tipar repetitiv pe zona asta relațională, de partea asta de intimitate, de gestionarea resurselor cu ceilalți. Și uneori ți este mai greu să-ți dai seama din prima de fapt despre ce este vorba și cumva și în relații apare un proces de redefinire permanentă. Asta face retrogradarea. Redefinești. Te deschizi, dai seama că te-ai deschis prea mult, te mai închizi, după aia mai deschis puțin. Adică e un proces de tatonare până găsești formula optimă. Cam așa văd eu pe scurt acest Jupiter în Leu, în casa 8. Pentru o persoană care lucrează cu ceilalți oameni, formă terapeut, vânzător, orice, lucrează cu ceilalți oameni, poate să fie un talent extraordinar. Singura condiție necesară este să-ți definească limite foarte clare. Pentru că Jupiter nu are limite. Și atunci el trebuie gestionat eficient, definindu-ți obiective și limite foarte clare. Mă, de aici până aici. Sunt curioasă cum se încarcă energetic o astfel de persoană, cu așa o poziție, oare? Cum își reîncarcă bateriile? Unu, interacționând cu oameni care au energie bună, care nu o solicită, nu o chimie, da? Care au cumva pe aceeași energie, pe aceeași chestie și se bucură și, de exemplu, se poate încărca făcând acte de generozitate, oferind. Adică cineva cu Jupiter în Leu în 8 are puterea asta de a însufleți pe celălalt, de a-l valida, de a-l face să aibă încredere în el. Doar că trebuie făcut într-un mod inteligent, într-un mod în care să nu-ți faci ție rău. Da. Într-un mod în care pur și simplu ai nevoie de metodă. Adică pentru un psiholog, pentru un terapeut, e un aspect foarte bun, pentru că el învață. Da? Învață o metodologie, învață să facă. Și atunci
contează și restul hărții, cum susține acest Jupiter, dar în esență, dacă înveți să-l folosești, o chestie foarte, foarte bună și poți convinge pe celălalt să vină la punctul de întâlnire să faceți ceva. E posibil ca cei cu astfel de poziție să atragă, clar vor atrage persoane care au nevoie în a fi reîncărcate energetic, dar aceste persoane pot să devină dependente de tine. Da, da. Și atunci trebuie să știi cum... Îți pot lua toată energia, înțelegi? Înțelegi? Adică îți pot lua toată energia și se creează un fel de dependență, pentru că e partea asta de transfer. Adică o persoană, cineva alături de o astfel de persoană, poate să simtă că are mai multă credere în el. Da. Și atunci ce faci? Eu alături de tine mă simt că am încredere că pot să fac, și atunci ce faci? Te caut constant. Da. Dar Patricia, vreau să fac chestia aia. Ce zici? Hai să vorbim, hai să înțelegi. Și o chestie care pentru tine poate nu ți aduce nimic, nu ai nicio treabă. La un moment dat, clar, devin agasant pe chestia asta. Adică, mă, tot timpul mă sun ce ai făcut, te-ai urcat, te-ai coborât, vrei să faci orice. Depinde de natura relației, depinde de lucrurile astea. Am devenit o astfel de persoană și eu pe bucăți, uneori, fără să intenționez. Da, și nu mi-era clar nici mie cum să gestionez. Și nu cred că te învață nimeni, pur și simplu, trebuie să găsești singur. Da. Practic, unde sunt granițele. Da, se învață în viață, se învață în experiențele, fiecare cu drumul lui, fiecare cu ce are de învățat. Știi? Dar totul e un proces, viața e un proces de învățare, de ajustare, de șurubărire a noastră. Practic asta e viața, un proces de șurubărire până nu mai ce să șurubărești. Știi? Știi cum e? Tot repar până nu mai merge reparat. Și atunci ai, puneți filma... Noi glumim, cine știe ce dramă e acolo, din care motiv a venit această întrebare, dar dincolo de tot, hai să mai și glumim. Noi discutăm un aspect, noi ni s-a dat un aspect care noi nu putem vedea întreaga hartă, nu putem vedea, știm, fiecare cu bucurile, cu dramele, fiecare, adică nu încercăm doar să dăm un răspuns. Trec la Gabriela, a treia întrebare. Mi-e frică, știi, uitându-mă și la ceas, că tu treci prea repede prin ele. Vrei să fugi la treabă? Păi avem. Stai că ajungem la hărțile cu... La întrebările cu hărți. Cu hărți. Gabi Gabriela, anul acesta a fost un an greu pentru mine și atunci mi-am pus întrebarea, oare ce mă așteaptă în 2022 din punct de vedere sentimental? Voi găsi un om potrivit care să mă înțeleagă și să-mi fie alături și aș dori să cer ajutorul domnului Danciu Botaru, poate dânsul va aduce stropul de lumină la care sper. Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim! Mulțumesc pentru întrebare! Așa, și avem și datele Gabrielei și să fac acum, pun harta ca să încercăm să-i explicăm. Da, e un pic solicitant acum pentru tine că va tot trebui să tot oprești și să tot îl dai, să-l oprești și... Asta se mai rezolvă la editare, dar e ok, ne mișcăm repede până învățăm. Da? Și avem aici harta Gabrielei, 9 noiembrie 68, ora 12, Brașov. Și întrebarea ei era cu 2022 din punct de vedere sentimental. Da, sentimental. Și anul ăsta, 2021, a spus că a fost un an greu. Și era, voi găsi un om potrivit care să mă înțeleagă să fie alături. Ei, primul lucru care aș vrea să discut este... chestia asta, cineva care să mă înțeleagă. Aici, Gabriela, e foarte dificil. De ce? Pentru că tu ai o structură destul de complexă în care tu ți-e greu să te înțelegi cu adevărat. Și ca urmare, e foarte greu pentru cineva să te înțeleagă cu adevărat. Mai ales același ascendent în Capricorn, care tot timpul ziduri peste ziduri și practic tu nu arăți lumii cine ești tu de fapt și celuilalt. Adică este percepția că te deschizi. Iar ascendent în Capricorn cu Scorpion e o combinație în care e chestia aia. Tu ai impresia că ești în fundul gol, dar de fapt ești blindată, îmbrăcată și doar percepția ta că ești foarte expus. Da? Sfatul meu este că, de fapt, ce cauți tu este un partener care să te accepte chiar dacă nu te înțelege. Deci, elementul cheie nu este să mă înțeleagă, ci să-mi accepte această parte care nu poate fi înțeleasă, această nevoie de a fi, am păstrat partea asta de spațiu privat, de am păstrat partea aia de secret, da? Pentru că foarte greu divulgi. Iar dacă ne uităm, anul 2021 a fost dificil, de ce? Aici am pus progresiile secundare, ca metodă. Avem Venus la 26 vărsător, acum pe 22 decembrie, că facem înregistrarea. Și ne uităm că el a făcut o quadratură cu Neptun natal, ultimul an.
Deci la nivel afectiv a fost un an de foarte multă confuzie, foarte multă ceață și un tumult interior extraordinar, la modul în care nimeni nu mă mai iubește, nimeni nu mă dorește și decizii, un risc de decizii eronate de a te deschide către persoane care nu sunt ok. Adică foarte multă ceață, foarte multă confuzie a fost în 2021. Da. Și mai adăugăm și faptul că luna progresată este în casa 5 în Gemeni. Asta înseamnă că nevoia asta de a fi iubită, luna progresată în casa 5 asta dă o nevoie de a fi iubită, de a fi admirată, de a avea astfel de experiențe este foarte, foarte mare. Și cumva dorința asta de a iubi, de a fi într-o relație, poate împinge pe Gabriela să se deschidă în fața unor persoane care nu sunt potrivite și au, ca urmare să apară partea asta de dezamăgire. Deci din punct de vedere afectiv, 2021 a fost un an dificil. 2022 rămâne în continuare un an destul de dificil. De ce? Pentru că Venus progresat urmează să facă continuă quadratura cu Neptun progresat. Deci este în această zonă de ceață, confuzie și ca urmare există în continuare riscul ăsta de a lua decizii care nu sunt foarte, foarte bune și mai avem un aspect care contribuie la această confuzie și ceață este, s-a actualizat aici? Da, s-a actualizat. Este Neptun în quadratură cu Venus. Da? Care va fi tot anul 2022. Da? Deci vedem că avem o dată Venus progresată quadratură Neptun și Neptun quadratură Venus. Deci din punct de vedere afectiv și 2022 este un an cu riscuri foarte mari și decizii eronate, ceață, confuzie și ca urmare este un an în care nu e indicat să se lanseze în astfel de relații pentru că poate să apară partea asta de dezamăgire. Ce ar putea să facă este să se concentreze foarte mult pe fericirea personală. Da? De a-și găsi ea partea aia de bucurie în viață, de a face lucruri de la citit, de la studiat, chestii creative, chestii care să-i dea satisfacție personală aici și acum. Și cumva să nu mai pun atâta focus pe relații. Pentru că dacă ne uităm la ea, are și nodul sud în balanță în casa a opta. Deci tema în viața asta este de a învăța să relaționeze corect, să se poziționeze corect în relațiile cu cei din jur. Și cumva este prea mult centrată pe ideea asta de relație, parteneriat și chestia asta e ca un dezechilibru. Crezi că genul acela de blindaj pe care l-ai descris poate veni din lucruri care i s-au întâmplat în copilărie sau a preluat un anumit mod, e și modul de a funcționa, pentru că ea este o persoană foarte sensibilă, luna în rac, partea de scorpion, și o sensibilitate care ea caută să o protejeze foarte mult. Da? Și acest lucru o face să fie foarte senzitivă la reacțiile celor din jur, la se simte ușor amenințată, adică sunt niște frici, niște temeri și vedem că luna aici este quadratură cu Uranus, cu Marte, cu nodul sud, adică este ca și cum cu adevărat ea își dorește relații bazate mai mult pe elementul aer, pe comunicare, dialog, dar intră în niște combinații emoționale, niște atașamente care iau din acea libertate de a relaționa. Adică frica vine și creează anumite dificultăți, anumite situații. Și practic ea trebuie să învețe să nu mai facă compromisuri. Foarte important, nodul sud în balanță, să nu mai facă compromisuri și să fie corectă față de ea. Pentru că 2022 nu e un an foarte ușor, adică îmi pare rău să dezamăgesc cumva ca răspuns, dar e un an în care trebuie să fii destul de atentă și să evite partea asta de relaționare cu orice preț. Și un an în care poate să apară destul de multe ispite, Neptun peste Venus, Saturn quadratură la Soare, deci tot relația asta cu bărbații nu e una în care se simte foarte confortabil și ca urmare e bine să fie mai atentă.
Povestește cu tine, da, te cheamă. De asta am făcut și uite-l, Doamne. Să participe, da? Vrea și el să participe, normal. Și acum bine ai sosit. Păi da, lasă-l, da? Că are și el rolul lui aici, sigur transmite el ceva. Da, nu te pleca de microfon, mă, că nu mai ne auzi. Simte el ceva. Da. Deci, pentru Gabriela, 2022 nu e un an foarte ușor. Și de scopul acestei informații, asta aș vrea să fac o paranteză, în momentul când vii la o consiliere și astrologul sparge anumite bule, anumite așteptări, riști să fii dezamăgită. Dar trebuie să privești utilitatea acestei informații, să înțelegi că este o perioadă delimitată în timp, este o perioadă în care riști să iei decizii eronate și atunci dacă ești pusă în gardă, poți să te ajustezi dacă vrei. Aici Scorpion cu ascendent în Capricorn, multă încăpățânare. Da, trebuie să și vrei să ții cont de aceste lucruri și să încerci să fii mai precaut. Da. Altfel poți să rămâi atașat de partea asta de dezamăgire și cumva după 2022 lucrurile vor fi mult mai favorabile. După ce trece acest Neptun la Venus și cea Venus progresată la Neptun, cumva se duce ceața asta și pentru că ceața și confuzia de acum are și ea un scop. Dizolvă anumite tipare relaționale. Da. Da. Practic, confuzia tot timpul apare în viața noastră pentru a nu ne mai permite să facem ceea ce facem, pentru că nu facem bine. Da? Și cea mai mare problemă este noi să insistăm, să încercăm să forțăm. Da, sunt confuz, nu știu ce să fac, trebuie să schimb ceva. Păi e cea mai mare greșeală. Ești confuz, stai în banca ta. Da? Stai cu minte, da, și așteaptă, da, până trece. Da. Și ideea este acum de a ea înțelege că se schimbă, se dizolvă niște tipare afective, că modul în care a acționat, modul în care a interacționat, modul în care a iubit, poate nu este cel potrivit și trebuie să-și redefinească. Și cumva trebuie să plece de la ea, da? De la modul în care se poziționează în relații, că asta e lecția ei. Da. Cred că e un moment așa de bun când ai transmis acest mesaj, făcând această descriere, pentru că e și pentru mine ziua de ieri și ziua de astăzi sunt cu un anumit tip de energie, nu e orice fel de zi. Iată, am avut cea mai lungă noapte din an, 21 decembrie spre 22 și... Cred că are încredere, pentru că altfel nu ți-ar fi adresat ție întrebarea. Mă îndrăznesc eu să vorbesc cu ea, dar... tot timpul plec de la premiza că dacă cineva mi-adresează o întrebare, unul, trebuie să-și asume întrebarea respectivă și, doi, chiar dacă răspunsul nu este pe plac cu ei, placul ego-ului, undeva la nivelul sufletului avea nevoie de acel răspuns. Da, și asta este situația, nu faci decât să o descrii. Da, adică e, rolul astrologului este de a transmite un mesaj și... de a evita să... Da, contează cum livrezi acel mesaj, dar trebuie să eviți să păcălești. Doar să din dorința de a menaja. Pentru că poți crea mai mult... Poți crea mai multe probleme persoane respective dacă cumva ambalezi mult prea frumos o chestie care nu e ușoară. E o experiență din viață care trebuie să trece. Dacă eu aș fi în ceață și aș veni la tine și mi-ai spune lucruri mult prea elegante și mult prea învelite în tot felul de fundițe ca să nu mă zgârie, aș pleca, cred că, și mai confuză. Așa că, cu atât mai mult, cred că într-o perioadă de ceață e bine când vine cineva și spune lucruri. Că ești confuz, ok, uite orice ai face, orice, mai ales pe zona asta afectivă, adică Neptun quadratură la Venus, e un marcaj foarte clar de ceață, confuzie la nivel afectiv. Riști să intri în niște chestii care să-ți creeze probleme și mai mari, da, din punct de vedere relațional, afectiv, și să fii foarte atentă la ispite, la cine vine spre a ce-i promite, pentru că nu sunt lucruri foarte, foarte ok și se pot complica. Noi știm că relațiile sunt sectorul în care apar cele mai mari complicații în viața noastră, cu impact de la sănătate financiar la orice. Da. Gabriela, eu te sfătuiesc să-l contactezi pe Dan și în privat. Ai asta e alegerea, alegerea Gabrielei, da? Absolut, cum simte. Dacă dorește. Ea și poate lua această informație să înțeleagă că e un an în care trebuie să stea cu minte, să aibă grijă de ea și să evite să ia decizii importante. Da? Pentru că nu numai afectiv, dar și financiar și toate planurile, pentru că asta e o confuzie care...
cumva se manifestă în foarte multe domenii și atunci este bine să stea cu minte. Da? Să concentreze pe plăcerea de moment, pe lucrurile care dau satisfacții și să iasă din chestia asta de căutare insistentă a unei relații când nu e momentul. Pe urmă, trece de anul ăsta și lasă lucrurile să se așeze de interior și lucrează pe interiorul ei, se redefinește, pe urmă să poată să aibă niște relații mult mai ok. Mulțumim, trec la următoarea. Trec la întrebarea venită de la Steluța Lazar și zice așa. Eu încep să o citesc, cum am deja aici. Doresc să mă ajute astrologul Dan Ciupotaru la întrebarea: spre ce ascendent să mă ghidez dacă din cercetările mele mediocre spune descoper că am ascendentul când în zodia Pești, când în zodia Berbec, ultimul grad Pești, primul grad Berbec. Da, asta e o întrebare foarte interesantă. Mulțumim, Steluțe, pentru întrebare, pentru că de multe ori e dilema asta de ascendent când e la graniță. Și stai să punem harta. Da, sunt... Unii chiar au o provocare incredibilă în a-și identifica exact unde cade ascendentul, mai ales când nu sunt. Și aici avem un ascendent la 29 Pești, cu o lună la 28 Pești și un Marte la 25 Berbec. Ei, practic, din punct de vedere astrologic, este aproape imposibil să determin corect ascendentul. De ce? Pentru că Steluța are un marcaj puternic și de Pești și de Berbec. Și automat în structura ei există cele două energii foarte clar definite. Dar există o mică șmecherie. Faptul că ea este confuză legat de acest ascendent ar înclina foarte mult balanța spre Pești. Spre Pești, exact. Da? Adică ascendentul în Pești spune ok, sunt nesigură de anumite lucruri. Da? Chiar. Dacă ascendentul era în Berbec, lucrurile erau mult mai clare. Nici măcar nu ajungea să-și pună această întrebare, să aibă această dilemă. Era Berbec, la revedere, da? Dar faptul că este fix în zona asta crepusculară, în care uneori e Pești, uneori este Berbec, mă face să înclin că ar fi un ascendent corect 29-28 Pești. Acum nu știu ora, cât minut, dar descrie foarte clar dilema, da? Înțelegi? Și ca urmare aș recomanda să meargă pe un ascendent în Pești. Da, pentru că oricum ne există și partea de Berbec și partea de Pești, deci nu e nicio problemă, dar aș merge mai corect pe acest ascendent în Pești. Fix la chestia asta, la aspectul ăsta. Pot să vin eu în completare pe harta aceasta cu o întrebare. De ce ar... Bun, e un cuvânt urât, nici nu vreau să mă gândesc să-l folosesc în acest fel, dar nu-mi vine altul la te temi mai mult de un ascendent la primul grad dintr-un semn zodiacal sau la ultimul grad al celui de dinainte? Pentru că știam tot povestit de gradele anaretice. La ultimul grad este mai dificil decât primul grad. Da, de mai asta te întreb. Mai crizat, mai agitat. Da? Nu neapărat cum mă tem, dar e ca particularitate. Adică ce fel de confuzie, ce fel de provocări îți poate da un ascendent situat la așa un grad? 29? În primul rând, legat de percepție a exteriorului, legat de relația cu corpul, da? Pentru că poate să genereze tot felul de dificultăți pe zona asta de fizic, de sănătate, da? Acest ascendent, mai ales acolo cu luna, partea asta de emoțional, în modul în care gestionează emoțiile și cum se reflectă asupra corpului. Deci, gradul ăsta 29 tot timpul este mai delicat decât primul grad. Primul grad tot timpul dă o lipsă de putere. Da, e o planetă la început, da, în primul grad 0-1 acolo, e mai greu să o pornești pentru că încă nu are experiența acelui semn. Da? Iar la sfârșit este prea mult, da? E un exces, dezechilibru acelui semn. Deci, revenind la întrebare, Steluța ascendent în Pești, cred că ar fi mai ok, descrie fix această dilemă ta. Trec la următoarea, tu îmi dai semnalul când, cum? Bun. Îl avem pe Claudiu Cărăușu. Bună seara, vă urmăresc cu mare interes, vă mulțumesc pentru acest proiect și mie șansa am, bun, și șansa probabil de a adresa domnului Dan Ciupotaru o întrebare. Până la această dată mereu am alergat și am făcut N lucruri lăsându-mă pe mine pe locul 2.
am vreo șansă din punct de vedere astrologic să repar acest lucru și să mă iubesc pe mine însumi începând o nouă viață. Și aș dori să vă rog dacă aurul ca element pentru zodia mea aduce noroc sau ghinion. Asta pentru că port bijuterii de aur deoarece iubesc culoarea aurie, auriu. Ok, bun. Mulțumim, Claudiu. Mulțumim, Claudiu, și hai să punem harta natală întâi. Da. Avem o surpriză pentru Claudiu. Dacă datele sunt corecte, secundă. Ce doresc să spun este că mulți se vor regăsi în răspunsurile pe care le dai, chiar dacă nu și-au trimis hărțile și datele. Sunt tipare comune, că... dar mai împărtășim foarte mult. Deci la Claudiu am așa, 21 iulie 88, 22-55, am trecut București, n-am trecut localitatea, dar oricum localitatea nu schimbă. Și marea surpriză este că din ce am înțeles din mesaj, el se consideră leu, dar el este rac. Deci 21 iulie e o zi de graniță și diferă de la an la an când se schimbă. Da? Contează foarte mult ora și momentul. Deci din mesajul lui Claudiu legat de că poartă aurul, că reprezintă zodia lui, aș spune că el crede că este leu. Surpriza este rac. Și nu are nicio planetă în semnul leu. Și asta cam schimbă foarte mult. Și întâi să răspundem la a doua întrebare, dacă e ok să poarte aur sau nu. În cazul lui, în primul rând, aurul ca și element este un element solar de foc care cumva activează energia, aduce energia, e cumva te dinamizează. Da? În situația lui, aș spune că mai degrabă ar purta argint decât aur. Argintul este o energie a racului, a yin, da, receptivă, și la el elementul foc activat de acest aur nu face decât să activeze acest Marte în berbec și partea asta de săgețător, acest foc care cumva îi creează dificultăți pe, în a integra partea asta de emoțional. Da? Deci cumva purtatul aurului poate hiperactivă. Da? Deci nu neapărat că nu e bine să poarte, nu e vorba de bijuterie, dar pur și simplu ca un răspuns la chestia asta. Nu-i doar acel aur hiperactivează, dar eu aș recomanda mai mult uitându-mă la hartă argintul. Pentru că l-ar centra mai mult pe el, pe emoțiile lui, mai ales că el are această dificultate de a se iubi, de a se pune pe primul loc. Și ce vreau să spun, Claudiu, este că tot timpul noi avem șansa de a ne schimba viața și de a face ceea ce trebuie. Iar dilema, marea ta problemă că te pui pe locul 2 face parte din lecția ta principală. Acest nod sud în Fecioară, în casa a 6, aproape de 7, da, ne arată faptul că în această viață scopul tău, lecția ta, este de a învăța să te apreciezi și de a nu mai juca rolul de a fi util. Adică trebuie să-ți definești să devii util într-un mod în care să nu te faulteze, într-un mod în care să nu submineze încrederea în tine. La nodul sud în Fecioară tot timpul spun că trebuie să depășim o mentalitate de sclav în care noi credem că nu merităm, în care tot timpul așteptăm o validare din exterior să ne se zică ce să facem, să ne zică că am fost băiat bun, că am fost un sclav bun, că ne-am făcut treaba. Și practic Claudiu în viața asta el trebuie să se elibereze cumva de aceste condiționări interioare în primul rând, care îl duc foarte mult pe chestia asta de a nu se pune pe primul loc. Da. Deci poți să schimbi, iar ce ar trebui să faci este să înveți să fii util într-un mod inteligent. Nu cu orice preț, nu cu orice scop, nu în orice situație. Iar un element care îți creează dificultăți pentru bărbat e această lună în balanță, în casa 7. Acolo mă uitam, exact. Da. Care face ca, mai ales în relațiile cu persoane de sex feminin, să nu poată să zică nu. Și tot timpul să sară în ajutor și creează un fel de, să zicem, dependență de ideea asta de validare relațională de celălalt și îl face să facă tot felul de compromisuri. Și sfatul meu este să, dacă vrea să-și îmbunătățească situația, să nu mai facă aceste compromisuri, să învețe să spună nu, da, un nu sănătos, dar nu agresiv, brutal, să învețe să fie corect față de el. Hai ca să evalueze, ok, tu îmi ceri ajutorul, dar eu în momentul de față, dacă te ajut pe tine, fac mie un deserviciu. Ok, nu pot să fac chestia asta. Dar e foarte important.
Da? Persoana respectivă care cere ajutorul poate să ceară ajutorul și la alte persoane. Da? Nu e obligatoriu ca tu ești cel, the only one, cel care trebuie să rezolve problemele oamenilor. Nu asta e datoria ta în viața asta. Ci datoria ta este să ajuți, dar într-un mod, să te ajuți pe tine, să te ajuți într-un mod inteligent. Deci trebuie să încetezi să mai faci partea asta de compromisuri și să înveți, să ai curajul să spui nu. Da? Și se poate. Și paradoxal, uite, un soare la 29 de grade, apropo de ce povesteam înainte. Ce vorbeam, 29, uite, încă o poveste, cu o energie în exces. De rac, de sensibilitate, care lui e foarte greu să o accepte, pentru că Marte în berbec vrea mai mult curaj, vrea să aibă putere, să-și demonstreze și cumva el joacă foarte mult demonstrativ în relație cu ceilalți. Știi, făcând lucruri care nu reprezintă, cum spuneai, tot timpul s-a pus pe locul 2. Și asta pentru că niciodată nu a stat cu adevărat să se pună pe primul loc. El vrea să fie pus pe primul loc. Da. Da? E ca și cum, dacă eu te ajut, tu mă vei pune pe primul loc, mă vei aprecia. Lucru care nu se întâmplă. Și nu se întâmplă decât dacă el începe să se aprecieze în propria lui viață, să-și nu își mai facă aceste compromisuri, să fie corect față de el. E foarte, foarte important. Și să-și definească limite la nodul sud în fecioară, să-și definească limite pe zona asta relațională, pe partea asta de interacțiune, foarte important. Da? De unde până unde, cât. Și să învețe să zică nu. Pentru că are legătură, cred că, și cu sănătatea în final. Cu sănătatea. Da, în nodul sud în fecioară tot timpul e o chestie de stres, de consum acolo interior și vedem că Venus coadatorul cu nodul sud, partea asta de fericire personală, foarte greu de identificat, de găsit și fiind semne mutabile și ascendent în pești, tot timpul e pe mai multe direcții și cumva aș spune că are și dificultate în a finaliza lucrurile. Începe, dacă nu obține foarte rapid ceea ce își dorește, sare foarte ușor pe altă chestie și renunță poate mult prea ușor la anumite lucruri, la anumite chestii. Eu sunt optimistă uitându-mă la anul nașterii că mai are timp să învețe și că totul depinde de el. Da, timpul avem. Deci ce trebuie să înțeleagă Claudiu și ceilalți telespectatori care se uită la noi este că noi tot timpul în viață avem și tot ce ne trebuie pentru a ne învăța lecția, pentru a ne echilibra. Este doar să cauți acel răspuns și să ieși din chestia asta că lumea e rea, că n-am șanse, n-am oportunități, ar putea să bați la ușa care îmi trebuie și tot timpul trebuie să mergi să trebuie ok, ce schimb eu? Ce pot să... Unde mă faultez eu pe mine? Da, da, da. De fapt, asta e toată șmecheria. După ce scoți această hartă, aș dori să te întreb ceva care vine așa ca o punte între această întrebare și următoarea, dacă ești de acord și ok. Pentru că era vorba despre metal, despre aur și despre bijuterii. Tu ai și un curs despre această poveste. Există anumite momente când se creează anumite feluri de bijuterii, nu neapărat din aceste metale. Da, e un atelier, a introducere în astromagie. E un atelier în care... cumva prezentate ABC-ul pe zona asta de cum să alegi, să faci, să fructifici anumite momente astrale și să le aduci în viața ta folosind tot felul de metode, tot felul de... Te întreb acum în acest context dacă o astfel de informație în plus l-ar ajuta pe Claudiu, de exemplu, să își confecționeze propriile bijuterii în a se susține, în a se ajuta, în a ieși din această bucă repetitivă. Da, poate să meargă și le facă singur, dar nu e neapărat asta o cale, ci mai degrabă... Sau să le ia de undeva. Adică el trebuie să-și accepte partea aia de sensibilitate, că nu acceptă. O vede ca o chestie slabă, ca o chestie, știi, și nu are suficientă răbdare cu el și automat nici cu ceilalți. Da, poate unii dintre noi avem nevoie de niște obiecte auxiliare care să ne ajute să ne centrăm. Primul sfat aș zice să încerce cu bijuterii de argint, că e altă energie, alt vibe și s-ar putea să-i dea să nu-l agite atât de mult, să nu-l supraîncarce. Pentru că el cu Marte în Berbec, ca să îmi are destul de multă energie și destul de Duracell și face și... cumva poate acel element al aurului îl hiperdinamizează și nu mai este conștient de ce simte la un moment dat, ce vrea și atunci tot sare pe exterior, hai să fac și aia, să fac și chestia aia. Trec la următoarea. Așa. Trec la Rodica Maria.
De când mă știu, sunt ghidată sau cel puțin așa simt. Mie mi s-a părut o întrebare foarte interesantă, de undeva din alte dimensiuni, în sensul că am vise premonitorii, am o intuiție dezvoltată, știu foarte bine să descifrez visele, sunt atrasă de ezoterism, astrologie, numerologie, dar nu găsesc echilibrul între pământ, pământesc, ceresc, nu știu cum să fac față realității care deseori este al naibii de brutală, nu am încă încredere în mine. Toată viața am avut pierderi financiare, case, servicii, divorț. Acum am rămas singură și nu știu pe ce cale să merg, care este calea de mijloc pentru a face față realității. Aceasta este întrebarea adresată. Rodica, îți mulțumim. Mulțumim, Rodica. Este da. O întrebare și... E un act de curaj, zic eu, această întrebare. Da, și... Și o felicit că... Da. Am pus aici și harta, 20 februarie 68, 23 și 17, București. Și într-adevăr, Rodica are acel tip de hartă complex, complicat. Da. Pentru că sunt hărți în care structura interioară este atât de complexă încât n-ai cum să te înțelegi. Și primul sfat care îl dau Rodica este să înceteze să se mai pună într-o pătrățică, să mai caute să se înțeleagă, să zică eu asta sunt de aici până aici și gata, am rezolvat problema, pot să fac chestia aia. E chestia aia de, domnule, vreau să fac doar chiftele toată viața, știi? Nu poți să faci, că te plictisești, nu poți, da? Nu te reprezintă decât într-o anumită măsură. Și ce ar trebui să facă, o să explic și partea astrologică din spate. Sfatul meu este să lucreze pe partea de acceptare de sine. Sunt complicată, sunt complexă, nu mă înțelege nimeni, nici eu nu mă înțeleg, dar e ok. Adică faptul că nu poți să te înțelegi și ești prinsă între lumi, cum ar veni, și ai astfel de conexiuni, astfel de lucru, nu este o problemă. Problema este că tu nu accepti aceste percepții, aceste abilități, această structură foarte complexă. Adică tu vrei să te ancorezi într-un plan în care, de fapt, nici nu trebuie să te ancorezi. Da? E pur și simplu. Asta nu înseamnă că nu poți trăi în acest plan, dar nu o să ai ancorele pe care le au ceilalți. Da? Acei oameni care sunt foarte bine conectați în planul ăsta material, pentru care se... Casa e casă, mașina, mașina, aia, aia. Nu. Dar Rodica este o structură în care... Atașamentele de genul ăsta nu o ajută să se valideze, ci pur și simplu să accepte partea asta complexitate. Și aici avem această combinație lună în Scorpion cu Neptun. Deci aici este o combinație foarte, foarte dificilă, pentru că la nivel emoțional există un tumult tot timpul. O chestie de extrem, o combinație destul de dificilă, iar cu Neptun nu există limit. Și ce-mi povestește Rodica, că legat de percepțiile ei, premoniții, intuiții, este perfect adevărat. Da? Este perfect adevărat și nu trebuie să le privească ca un blestem, ci ca pe un dar. Marea problemă la Rodica, de fapt, este frica proiectată asupra acestor percepții. Da? Este, se proiectează foarte multă teamă, foarte multă frică vis-a-vis de ceea ce percepe, ceea ce simte, știi? Și de multe ori percepțiile ei nu sunt atât de, unu, 90% nu au treabă cu ea, da? Pentru că ea este ca o antenă care poate să perceapă lucruri extraordinare în jur, ce se întâmplă. De-aia ca și cum prinzi chinezii, prinzi japonezii și tu ai impresia că ei se întâmplă aici lângă tine, da? Nu. Deci peste 90% din percepții, premoniții, stări nu au legătură cu propria persoană și nu reprezintă o amenințare reală. Este doar conexiunea, conectarea la drama, trauma, experiența, emoția altuia. Da, pentru că cea mai mare dificultate este că o iei personal, fiind în casa întâia. Visezi ceva, ai o premoniție și automat crezi că este legat de tine. Nu este legat de tine. Și ce ar trebui făcut este să învețe pentru a-și folosi aceste daruri, aceste intuiții, aceste abilități. Și vedem că nodul sud în casa 12-a o obligă la o căutare interioară, la a dezvolta o practică spirituală. Deci, practic, ea este o persoană extrasenzorială, cu niște abilități, hai să le numim magice,
dar care nu știe să le folosească și automat ești ca și cum ai un pistol în mână, ce-o fi ăsta? Îți tragi câte un glonteț, mai zboară urechi, un picior, o mână și zici, a, și ce, mai împuși pe unul, zici, a, dar eu n-am vrut. Da? Deci, Rodica, ai niște abilități, niște puteri extraordinare, dar pe care trebuie să înveți să le folosești. Să înveți să folosești și să depășești zona aia de frică, de teamă. Iar frica de unde mai provine? Provine și de la combinația Mercur în Vărsător cu Lună în Scorpion. Este și o persoană, asta e dificultatea acestor persoane, au și planul emoțional foarte puternic dezvoltat și planul mental. Da, și mentalul. Da. Și căpuțul și intuiția. Da? Mm. Deci și inteligență, dar și partea asta de senzorial. Doar că ele intră în conflict. Și planul mental zice, ok, ce nu pot să înțeleg, să explic logic, rațional, nu pot accepta. Și ca urmare, în interior, tot timpul este un conflict între rațional, între logică și partea intuitivă, non-logic. Iar secretul și ce trebuie să facă Rodica este să înțeleagă că niciodată nu se înțeleagă tot. Și tot timpul va exista un mister. Da. Și să nu să duc acest Mercur învărsător, această, să zicem, foame de cunoaștere, de informații, de a ști pe zone în care poate să le dezvolte la nivel rațional. De exemplu, astrologia poți să o dezvolt foarte mult pe zona asta rațional, mental, de logică. Pentru că este un sistem foarte, foarte logic. Dar în paralel trebuie să cultive și partea intuitivă, da? Printr-o formă meditativă, într-o formă șamanică, într-o formă în care trebuie să-și hrănească ambele părți. Pentru că dacă nu-și hrănește și mentalul și emoționalul, ele se vor sfâșia. Și de fapt asta este marea, marea dificultate. De? Adică un mental destul de puternic, da? Cu acest Mercur, Venus învărsător, cu nodul sud în semn de aer, da? Dar și dezechilibrat. Vreau să înțeleg, vreau să știu logic totul și mi-e foarte greu să accept că nu pot să înțeleg. Mă întreb dacă i-au fost inhibate acest tip de abilități. În primul rând, ascendentul în Scorpion cu Ceres pe ascendent, momentul nașterii a fost traumatic pentru ea. Știi de ce întreb? Pentru că îmi sună și mie, am niște aspecte cu harta mea asemănătoare, apropo de inhibiții. Da, e un moment traumatic, adică nașterea în sine pentru ea a fost o luptă de viață și de moarte sub o formă sau alta, așa perceput-o. Și de atunci a rămas cumva blocată pe chestia asta de ori trăiesc, ori mor. Și orice situație o duci la nivelul ăsta de extremism, de ori trăiesc, ori mor. Și totul percepi foarte intens, mult mai intens. Și plus că avem și luna neagră în Taur, în casa 7, acum Priap, în Scorpion, în casa 1. Trauma aia inițială care e o traumă a respingerii. Parcă ar fi frică de ea. Da. Da, și asta părerea mea că a fost respinsă. A existat o respingere, poate din partea părinților, poate și-au dorit băiat, poate nu a fost un copil dorit, habar n-am. Deci undeva i-a perceput că a fost respinsă, neacceptat așa cum e. Da? Crezi că dacă ar lucra la acel punct, apropo de discuția noastră cu recuperarea de suflet și ce povesteam în episodul despre șamanist, crezi că ar putea deschide, ar fi acolo deja o cheie? Da, dacă s-ar elucida acolo simplu, niște... Adică e simplu... Ca ce trebuie să facă e greu de pus în practică și aici trebuie cu răbdare. În care acel Marte în Berbec cu Saturn, răbdarea nu e punctul ei forte, da, și cu vărsătorul. Dar ce trebuie să facă este să accepte, să se accepte chiar dacă nu se înțelege. Să se accepte că sunt părți în ea care nu poate să înțeleagă, care poate nici nu o să le înțeleagă vreodată. Da? Și să accepte aceste abilități pe care le are, să nu le mai respingă, să nu le mai preoase, să nu mai caute să fie un om normal din perspectivă. Mm-hmm. Da? Exact. Pentru că practic lupți cu tine. Asta e natura ta. Natura ta este de a fi un mesager între aceste planuri. La nodul sud în casa 12. Trebuie să înveți să faci acest rol de mesager într-un mod foarte bun, foarte echilibrat pentru tine. Și foarte mult trebuie să meargă pe ideea de acceptare și iertare chiar, pentru că e o chestie de judecată foarte puternică acolo. Și aici, la partea asta de iertare, e un aspect foarte interesant, că l-am găsit la altcineva într-o meditație ghidată pe zona asta iertării și era la un moment dat și că
mă iert pe mine pentru lucrurile care nu pot să mi le iert. Ce frumos. Da. Chiar frumos. Adică, sunt momente în care nu poți să ierți ceva ce ți se întâmplă. Adică trauma este încă destul de puternică, e bulgărelea încă fierbinte și tu nu poți să ierți. Deși mental spui, bă, hai că nu pot. Și atunci, ok, mă iert pe mine că încă nu pot să mă iert pe chestia. Accept că nu pot să iert. Accept că încă îl urăsc pe celălalt. E ok. Da. 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 Accept că încă mă urăsc pe mine. E ok. Nu mai pune ură la ură. E chestia asta, bă, nu-mi place de mine, dar nu-mi place că nu-mi place de mine. Știi? Și așa îți dai, știi? Ai, dai cu ciocanul și mai vii cu un ciocan, că nu dai bine. Da. Și atunci, ok, accept că nu-mi place de mine. Și atunci ai scăpat de un ciocan, rămâi cu unul. Și mult mai ușor de gestionat. E nasol. Știi, uite, îndrăznesc să fac o recomandare, deși văd harta în premieră, nu m-am uitat și intuitiv. Cred că ar ajuta un curs inclusiv de actorie. Da. Intensiv, scurt, pur și simplu să se joace, să se joace ea cu ea, să se pună în diferite ipostaze și să se accepte, mai ales în ipostazele ridicole. Cred că acolo i-ar veni mănușă, o deblocare. Să nu se mai ia atât de mult în serios, da? Ar fi o chestie foarte, foarte bună pentru ea. Uh-huh, uh-huh. Eu cel puțin pot să spun în ce fel m-a ajutat pe mine această experiență să, să ies din, hai să zic, inhibiții similare, pentru că și eu eram privită ca un micuț extraterestru în familia mea și nu neapărat având acest tip de abilități pe care l-ai descris așa frumos în harta Rudicăi. Dar da, suntem aici să tot învățăm de la început până la sfârșit. Da, și ce aș mai spune este că să învețe să fie blândă cu ea e foarte important. Pentru că nu e deloc blândă și e acel mental care e foarte agresiv, foarte pushy și neacceptare și automat caută să validarea în exterior și asumându-și tot fel de lucruri care și luând niște decizii care nu o ajută și na, ea ne-a scris acolo că mesajul este mai mare, că a avut tot felul de experiențe, divorț, pierderi, tot felul de situații dificile, dar asta provin foarte mult că de mult a forțat și n-a fost blândă cu ea. Nu a acceptat că poate ceea ce vrea să facă nu-i potrivit pentru ea. Toată viața spunea că a avut pierderi financiare, case, servicii, divorț și că a rămas singură și da, nu știe pe ce cale să meargă. De fapt își caută o cale de mijloc pentru a face față realității. Calea de mijloc înseamnă, în primul rând, acceptarea întunericului. Pentru că are și foarte multă lumină și foarte mult întuneric. Doar că e frică de partea întunericului. Ce înseamnă întuneric? Aici nu e că iad, bau și alte chestii. Întunericul înseamnă locul în care nu e lumină, locul în care nu vrei să luminezi. Este acea debară în care tu nu vrei să aprinzi lumina. Și tot timpul treci pe hol și o ignori. Și o ignori. Da? Ignori acea debară și ți-e frică. Zici, nu, acolo nu, iar sunt niște căcaturi care la un moment dat am zis că le-am trecut peste. Și... Pentru că luna în scorpion nu uită și iartă. Și practic s-au adunat o felul de chestii care ea trebuie să le scoate. Iar acum are luna progresată în scorpion, află la mijlocul scorpionului, deci e în procesul ăsta de transformare radicală, foarte, foarte puternică. Vezi de ce simt familiară povestea apropo de luna în scorpion progresată. E tot acolo și e o chestie de... Practic ce trebuie să învețe Rodica este să rețină că ea are această abilitate de a transforma, transmuta energiile negativ în pozitiv. Ea are această calitate, doar că nu o face. Da. Înțelegi? Și asta este o calitate extraordinară, pentru că ea poate să curețe orice energie negativă, doar că ea ce face? O absorbe și nu curăță. E ca și cum la mașina de spălat tu nu apeși pe partea de start să spele rufele aia. Tu bagi rufe acolo și nu știi de ce nu se spală. Da? Deci, sau supraîncarci și mașina. Știi, când pui și prea mult în mașină, nu mai spală cum trebuie. Deci... Da, fantastic cum se leagă lucrurile. Exact asta îi spunea în urmă cu două zile soțului. Dacă ai un anumit tip de stres, de tensiune, dă la mine, aruncă aici, dă încoace. Hai, că știu eu cum să le gestionez. Da. Spune, scoate. Pentru că sunt persoane care nu pot să facă asta. Da, și nu, sunt persoane care nu pot. Nu ne întâlnim întâmplător, adică chiar fac asta fără să știu cum. Funcționează. Da, e o abilitate. Da, și... da. Rodica trebuie să și o cultive conștient, să învețe. Și asta înseamnă pur și simplu să nu mai fugă, să nu mai fie frică de frică. E frică de frică. E frică să-mi fie frică. Da. Da. Când de fapt acolo, chestia de care ți-e frică, de fapt, nu e o chestie rea. Da, nu e o chestie rea. E ca și cum tu visezi că te aleargă un leu.
Da? În fiecare noapte te trezești. Noaptea, mă aleargă leul ăla. De fapt, leul ăla aleargă să-ți spună ceva. Nu vrea să te mănânce, nu vrea să facă nimic. Dar tu fugi de el, îl zice, bă, trebuie să-ți transmit un mesaj. Da, Rodico, uite, trebuie să faci chestia asta. Aoleu, mă aleargă. Da. Așa se întâmplă de multe ori, știi? Da. Și uite aici soarele ei la primul grad din pește. Ia uite cum toate hărțile, știi, apropo de... grad pe aici și... Da, aici e la început și încă nu e familiară energia, da. Deci vedem la ea și exemplul ăsta și apa puternică și aerul puternic și o combinație de aer apă care o zăpăcește și trebuie să-și rănească mentalul, adică să-și definească activități foarte clare în care duce pe mental, nu știu, să facă sudoku, să învețe matematică, să învețe astrologie, să învețe ceva strict mental în care poate să înțeleagă X plus Y face atât, ok, mergem pe logică și înțelegem. Și să-și rănească și zona aia în care mentalul să zic ok, ți-a, ai făcut două rebusuri, trei sudoku, lasă-mă în pace, acum vreau să simt. Pentru că altfel faci invers. Când ar trebui să simți, o dai pe logică și când ar trebui să fii logică, o dai pe trăiri, pe emoții, pe... Na, cam asta e ce vreau la răspundere. Eu aștept doar să scoți harta, să ne vedem. Da, gata. Și să-ți zâmbesc frumos și să-ți mulțumesc. Mare să-ți drag. Urez niște sărbători splendide și binecuvântate și cu tot ceea ce îți dorește sufletul tău și mulțumesc întregii familii. Mulțumesc și celor care ne vizionează să aveți sărbători excelente, Crăciun fericit. Crăciun fericit, exact. Și în primul rând, Dan, îți mulțumesc pentru susținerea și pentru toată energia pozitivă care a venit din partea ta strict înspre mine, înspre acest proiect, înspre toată această poveste. Cu mare drag. Dankeschön. Mă bucur că te-am ajutat, mă bucur că ne-am întâlnit. Să pot să-l materializez acest proiect care a ieșit foarte fain și deja este destul de... Datorită tufos, are deja greutate, atâtea interviuri, atâtea informații. Și va continua. Mai am surprize, da, abia aștept să le anunț. Cu siguranță. Un mesaj superb și celor care ne-au trimis întrebările, le dorim din tot sufletul să găsească soluțiile pentru care au bătut la ușă și îi felicit pentru că au avut curaj în primul rând și pentru că și-au asumat aceste întrebări și mulțumesc. Mulțumesc și eu.